Ploile abundente au ajuns și la 50 de litri pe metru pătrat și au fost însoțite de rafale puternice de vânt, chiar și 65 de kilometri pe oră. Mai multe localități din Prahova au fost afectate. Au fost avariate 28 de puncte de transformare și 3 linii de medie tensiune parțiale. 3.896 de consumatori de energie electrică din 13 localități au fost afectate de această avarie. Cum se poate descurca la lumânare? În clisura Dunării, pe DN57, ploile abundente au provocat căderi de pietre. Drumarii au intervenit pentru a curăța carosabilul la Eșelnița. Pe Valea Oltului, din cauza vremii capricioase, au fost mai multe accidente. 2 mașini, o dubă și un autoturism au fost avariate dimineață pe DN7, unde au fost căderi de pietre. La Târgu Jiu, ploile au fost atât de abundente încât apa a intrat și în primărie. A fost nevoie chiar de intervenția pompierilor pentru a scoate apa. Infiltrațiile au avut loc și pentru că sediul a fost avariat serios de cutremurele din această primăvară. Acolo unde am avut cele mai mari probleme, am încercat să izolăm puțin clădirea. E adevărat că n-am putut să o izolăm în totalitate. În județul Gorj a plouat fără întrerupere mai bine de 12 ore. Pe durata codului galben, pompierii sub București-Ilfov au fost la 88 de intervenții. Au fost doborâți 57 de copaci și 40 de mașini avariate. Să evite adăpostirea și trecerea pe sub copaci, fire electrice sau stâlpi, precum și adăpostirea lângă clădiri, ale căror elemente de construcție se pot desprinde, să închidă geamurile locuințelor, să asisteze toate lucrările în teren deschis și la înălțime și să evite cu orice preț atingerea cablurilor căzute la pământ. Climatologii spun că vremea rea din această perioadă nu este neapărat atipică. Primăvara e un anotimp de tranziție când coexistă tipuri de vreme ale sezonului rece cu cele ale sezonului cald, pentru că se reconfigurează practic circulația atmosferică dinspre iarnă spre vară. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteocod portocaliu de viscol și ninsori abundente în Carpații meridionali și orientali, valabilă până mâine la ora 14.